Din școala, în câteva luni, am făcut la școală și eu și trei de luni de practică, de misiune în Israel. Să vă spun despre frământările mele dinainte de a ajunge la școală și urmă mă întâmplat și acum mai avem timp de două întâmplări de pe câmpul de misiune. Așa, era în decembrie anul trecut, după 5 ani de am lucrat ca și asistentă de neurochirurgie, însă sunt destul de bazată și vreau și eu să merg în Anglia să câștig mai mulți bani. Și am primit dreptul de a lucra în Anglia, eram cu punctul de a pleca în decembrie anul trecut, când Dumnezeu cumva a dus o întâlnire divină, nu știu să aduc în viața noastră, și am început să mă gândesc la altceva, adică am zis la misiune la școala aceasta, pot să zic că aveam obiceiul să zic că Dumnezeu știe să-ți încurce planurile, dar de fapt Dumnezeu nu-ți încurcă planurile, ci știe să le descurce foarte bine. Și îți luminează drumul ăla pe care să vezi, chiar dacă tu nu prea vezi bine, și ești așa de mult te luminează cât te face să mergi pe drumul acela. Așa că mi-a luminat foarte bine drumul ăsta de a merge pe la școala aceasta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că El este o candelă pentru picioare, că îți luminează planurile pe termen scurt și o lumină pe cărare. Te face să vezi pe termen lung și poate să-ți lumineze planurile pe termen lung. Și pot să zic că școala asta mi-a deschis drumul și mi-a descurcat destul de mult. Și așa că era un punct în care mi-am zis, Doamne, Tu știi că 5 luni de zile din viața mea, deci chiar nu-i momentul potrivit să mă chem la asta. Eu vreau să mă duc în Anglia, 5 luni de zile, peste 10.000 de lire câștigate și îmi doresc asta. Și dar Dumnezeu o zi, dacă Tu spui că mă iubești și spuneam, Doamne, Te iubesc din toată inima mea și Tu ești iubitul inimii mele, și atunci am gândit, oare prea mult pentru, sau este prea puțin pentru Dumnezeu să dau lumina acestea și toată atenția mea 5 luni de zile pentru El. Și așa că am decis să mă duc la școală. Și acum o să vă spun o mărturie, o întâmplare din Palestina, de fapt. Am stat în Israel, în Ierusalim, pe urmă ne-am dus în Palestina. Și am ajuns într-o localitate cu niște misionari, în care peste 95% erau handicapați, pentru că erau musulmani, se căsătoreau între ei. Și am zis o familie în care le muriseră 10 copii, doi erau handicapați, unul era cu cancer. Și ne-am zgrăbit două camere, am declarat înnoire acolo și Dumnezeu să vină cu lumina lui și să aducă viață peste casa aceea. Și la un moment dat ne-am retras cu fetele, împreună cu mama și cu celelalte fete ale, două fete ale ei. Și una dintre fete a zis, nu vreți ca să ne rugăm, să vă rugați pentru noi și pentru mine, pentru că ea vrea ca să aibă un copil, știi? Avea frica asta să nu-i moară copilul, pentru că era așa o duc de moarte peste casa aceea și peste localitatea aceea. Și din ce ne rugam, Cuvânta lui Iisus s-a coborât acolo și ea a început să plângă și zice, wow, sunt așa pace și bucurie. Și atunci am putut ca să explicăm și ea a înțeles pentru prima dată, poate, ce înseamnă, care e diferența între Dumnezeu nostru și Allah. Pentru că Dumnezeu nostru, Dumnezeu care coboară la noi, care ne atinge, care ne îmbrățișează, care ne iubește și coboară la noi. Și a fost momentul în care ea, mintea ei s-a deschis și a putut să înțeleagă mai mult cum e Dumnezeu nostru. Și a fost așa de puternic pentru noi să vedem că putem să facem o diferență pe câmpul de misiune. Și eram la un moment dat și atunci a fost momentul în care eu nu m-am adus aminte
De ceea ce obișnuiam să zic când am fost în celelalte misiuni în Africa, în Amazon, că atunci când Dumnezeu te cheamă într-un loc, El deja este acolo și acolo te cheamă și spune, tu te potrivești aici, tu poți să ajuți aici. Și a fost momentul în care am trăit lucrul ăsta așa de profund. Când Dumnezeu te cheamă într-un loc, atunci El este deja acolo și poate să cheme oameni de la capătul pământului pentru tine. Și am văzut asta foarte, foarte, foarte clar atunci. Un alt lucru care vreau să îl încep și poate să îl continuăm la o poveste afară pe hol. Eram în ultima săptămână pe câmpul de misiune acolo. Am stat două luni de zile și eram așa în inima noastră, Doamne, vrem ca să putem să intrăm într-o casă de evrei, de evrei, evrei. Și n-am reușit, pentru că noi ne-am mult suntem spurcați cu vie și nu te cheamă rei în casă. Și am auzit că este un rabin, Margomeu, care vineri seara, două cine de sabat, pentru că evreii sabat începe de vineri seara. Așa că eram în Ierusalim, în ultima vineri, și am reușit să intrăm într-o casă de evreu. Și vreau să închei cu ceea ce spunea el, că atunci când eram peste, la un moment dat, eram peste 200 de persoane și tot veneam, și zicea el, în casa care este dragoste, totdeauna trebuie să mai fie loc pentru oricine vine. Și a fost așa extraordinar să văd un evreu care primește neamuri în casa lui. Și dacă vreți să povestiți și ce ne-a povestit ieri și așa, puteți să veniți în pauză, avem o mască acolo afară, sunt cu ceilalți colegii mei și dacă vreți să auziți alte mărturii, vă spun la dispoziție. Mulțumesc!